Pentru ce am organizat această ședință, eu cred că începem cu o informație actualizată la această oră, după care vor veni colegii cu detalii suplimentare. Poftim. După cum am menționat, noi am avut în lucru 30 de cazuri suspecte. Ca rezultat, două cazuri s-au confirmat a fi infectate cu coronavirus de tip nou. Vreau din start să menționez că unul dintre cazurile vizate este cel de ieri, asupra căruia aveam anumite întrebări, au fost prelevate suplimentar probele și avem deja confirmarea vis-a-vis de faptul că și persoana respectivă este infectată cu COVID-19. Starea pacienților este de gravitate medie. Totodată avem încă două cazuri suspecte la Toma Ciorba noi și dacă să vorbim de Spitalul Clinic Municipal de Boli Contagioase pentru Copii, avem 6 persoane. Este vorba despre un părinte și 5 copii. În contextul mamei cu copilul care ieri a refuzat spitalizarea și chiar a fugit din instituția medico-sanitară publică, grație cooperării cu organele de poliție, atât mama cât și copilul, sunt spitalizați, sunt izolați și au fost prelevate probele corespunzătoare. Cu detalii deja venim mâine după ședința punctului focal. Cele două cazuri confirmate, despre cine este vorba, bărbat, femeie, câți ani au și de unde sunt? Nu vă supărați, dar deja suntem atenționați prin prisma drepturilor omului, pentru că noi operăm cu niște date identificabile. Unica ce pot să menționez, ambele persoane au revenit din Italia. Care este starea lor de sănătate? Eu am menționat. Gravitate medie. Doamna, celelalte persoane? Celelalte patru? Celelalte patru persoane, dacă să vorbim de doamna de la Spitalul Clinic Republican, este o dinamică pozitivă. Doamna se recuperează în virtutea la toate problemele existente. Sperăm că această dinamică pozitivă va persista și, într-adevăr, ca rezultat se va însănătoși. În rest, vreau să menționez că toate persoanele care au fost internate, oricum, au o dinamică pozitivă. Avem un singur caz unde se menține de câteva zile, oricum, gravitatea medie, printre cazurile care au fost confirmate câteva zile în urmă. Mama, ați spus că ați fost atenționați privind drepturile omului. Ca să nu divulgați numele, prenumele, asta s-a întâmplat după ce domnul Dodon a dat numele, prenumele pacientului? Eu am menționat, vis-a-vis de insistența jurnaliștilor, de fiecare dată de a scoate în evidență că este vorba de bărbat, femeie, că este tânără sau tânăr, pentru a evita anumite divulgarea datelor, menționez, identificabile, care ar putea stigmatiza această persoană, nu să venim cu detalii, nici în privința vârstei, nici în privința sexului persoanei respective și nici în privința locului de domiciliere persoanelor respective. Dar vreau să vă asigur de un moment care este foarte important. Nu doar că se constată faptul că persoanele sunt infectate. Noi aplicăm fișa epidemiologică și de comun cu organele de poliție determinăm cercul de persoane care au fost în contact cu persoanele vizate și se realizează monitorizarea stării de sănătate acestor persoane pentru a evita, de fapt, infectarea altor persoane. În străinătate, câți moldoveni avem domani cu COVID-19? O să precizăm la Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene. La momentul actual nu dispun de date concrete vis-a-vis de persoanele care sunt în străinătate. În România sunt și care de sunt. Persoane? Nu avem cazuri în România la momentul actual. Femeia cu copilul, cum a ajuns la sângere? Puteți să ne dați detalii, nu știu, Ministrul de Interne? Eu cred că haideți să vină Ministerul de Interne cu informații despre intrările și ieșirile în țară dinamică și unele măsuri care sunt luate în ceea ce ține de responsabilizarea persoanelor care sunt supuse riscului, după care vin și cu unii detalii, poftim. Și după care răspunde și la întrebări. Vreau să informez că Ministerul de Interne împreună cu medicii din țară este capabil să gestioneze această situație. Ministerul de Interne urmărește după fluxul de persoane ieșire, intrare în țară și vreau să aduc la cunoștința dumneavoastră că în ultimele 3 zile acest număr, flux de pasageri se micșorează esențial. Numai în ultimele 24 de ore au intrat cu 1214 persoane, mai puține decât în ultimele 24 de ore. Este o scădere esențială a cetățenilor noștri care se întorc din țările Uniunii Europene, însă avem o creștere a numărului de cetățeni care se întorc în țară prin frontiera Ucrainei cu 216 persoane. Se duce un lucru enorm și anume cu toți pasagerii pentru a identifica cei care au simptomele
ca purtători acestei infecție și în colaborare cu medicii, aceste persoane sunt transmise pentru a fi prelevate aceste probe. În ultimele 24 de ore au fost 3 persoane cu aceste simptome. Medicii lucrează în continuare. Ceea ce ține de activitatea poliției împreună cu medicii în teritoriu, deci în ultimele 3 zile se confruntă cu mai multe probleme în activitate și anume cetățenii nu responsabilizează care este riscul ca purtător de această infecție, deoarece peste 4.000 de cetățeni sunt în carantină la domiciliu, iar polițiștii sunt acei care trebuie să supravegheze ca aceștia să respecte acele recomandări ale medicilor, dar și mai grav este, așa cum ați spus întrebarea, irresponsabilitatea celor care au toate simptomele de boală și refuză să se prezinte lucrătorilor medicali pentru a fi prelevate probe. Avem asemenea cazuri 2, într-un caz un bărbat care forțat cu poliția a fost adus la spital și un alt caz de doamna cu copil care a părăsit fără acordul, fără permisiunea medicilor localul medical și la moment, așa cum ați auzit, lucrează medicii cu această persoană. O altă categorie de probleme este că mulți doritori de a veni la spitalul Toma Ciorbă parchează automobile chiar pe trotuară sau acolo unde este accesul ambulanțelor, pentru ce la solicitarea medicului șef a spitalului de la Toma Ciorbă am pus un post de patrulă pentru tot dirija fluxul de transport și avem și așa cazuri când de irresponsabilitate și chiar violență din partea unor persoane responsabile aflându-se internați în spital amenință medicii sau pot să-și permite să fumeze fie în palat sau fie pe coridor. Vreau să spun că acestea sunt considerate ilegalități și poliția va interveni să combată aceste ilegalități, dar și vor veni să-i constrângă pe acele persoane care nu respectă cerințele medicilor, fiindcă știți, astăzi a fost aprobată și legislația care o să ne permită să-i responsabilizăm prin penalizare. Dar unde a fost găsită acea femeie cu copilul? A fost găsit, a fost găsit. Cum a ajuns acolo? Noi avem deja tot perimetrul și traseul pe unde s-a deplasat, identificăm acel transport pentru a găsi și persoanele cu care posibil a intrat în contact. Vreau să vă spun că noi zilnic primim de la lucrătorii medicali listele persoanelor care au fost în contact sau au acele premize de infectare și pe lanț, persoană de persoană, identificăm pe toți în așa fel ca să le recomandăm acele 14 zile să stea în carantină, iar dacă observăm alte simptome mai evidențiate, atunci împreună cu medicul de familie îi recomandăm, dacă nu respectă cerințele, forțat o să-i aducem pentru prelevarea probelor. Da, la capitolul ăsta, acuș o să fie și întrebările, la capitolul acesta și nu doar la acesta. Eu vreau să încă un mesaj către concetățeni. Stimați concetățeni, ceea ce fac autoritățile, fac și gestionează situația destul de bine. Dacă nu o să fie responsabilitate din partea cetățenilor și noi vedem ce se întâmplă. Uitați-vă ce se întâmplă la modul practic. E clar că sunt concetățenii noștri, e clar că e mamă, copil și vrea să ducă acasă. Dar de ce riscați și cu copilul, și cu sănătatea celor din jur. Pentru că ați întrebat de mama aceasta cu copil, ea doar nu este test pozitiv. Noi nu știm, este afectată sau nu este afectată. Poate chiar nu este afectată. Dar putea să mai aștepte până mâine dimineață. Mâine dimineață să avem testele. Atunci când vă simțiți vulnerabili, atunci când vedeți, aveți primele simptome, medicii vor să vă ajute. Haideți să fim cooperanți. Adresați-vă la medici, aveți tot suportul din partea guvernului, e gratis tot, vă se oferă locuri necesare. Suntem pregătiți absolut pentru orice scenariu. Noi am trecut astăzi încă o dată toate cele 4-5 scenarii punct cu punct. Posibile, da. Și avem, uitați-vă, cu spațiile, avem repartizarea pe toate spitalele unde putem să amplasăm până la 1300 de persoane. Scenariile le-ați scris cu fixul? Toate scenariile, uitați-vă, doamnă jurnalist, și eu v-aș ruga și pe mass media, nu încercați să faceți show-uri din ceea ce nu se face show-uri. Pentru că nu este frumos și nu este corect. Noi vorbim de sănătatea oamenilor. Și noi toți facem înregistrări și noi facem ședințe și vin mesajele foarte clare de la ministerie, vine câți medici avem. Ne ocupăm foarte serios de aceste probleme.
Puteți să faceți, să încercați să fugiți după PR, după... Nu este cazul. Noi toți suntem concetățeni, noi toți suntem cetățenii Republicii Moldova și vrem să fim sănătoși. Și ceea ce face guvernul, ceea ce face ministerul, care este atacat cu regret de unii, noi doar toți avem grijă de cetățenii noștri. Și facem tot ce ne este în putere și facem bine, gestionăm situația. V-am spus, pe toate patru scenarii suntem pregătiți. Avem suficient și specialiști, și medici, și spații, și utilaje, și medicamente pentru toate scenariile, inclusiv al treilea, noi avem totul pregătit. Inclusiv ventilatoarele care sunt pentru cazurile extreme, pentru că vreau să vă spun, din 6 cazuri, doar un caz a trebuit ventilatoarele astea artificiale. Noi câte avem, domnul ministru? 500? Deci, conform evaluărilor care au fost efectuate în întreaga țară, la momentul actual, deci aparataj pentru respirație susținută de cea pacientului sunt 500 și în caz de necesitate am evaluat și posibilitatea mobilizării în acele spitale strategice care sunt desemnate a acestui echipament medical care este vital, dar vreau să vă zic că este vital doar în cazurile în care există complicații și când persoana necesită ca să aibă acest echipament medical în asistarea respirației de care are. Din 6 cazuri a fost doar unul, dar noi suntem pregătiți pentru 500 și mai mult. Scenariul cel mai negativ presupune că am putea avea 1236 de persoane care au testul pozitiv, infectate, și pentru 1300-1236 persoane suntem pregătiți cu toate cele necesare. Acum, în ceea ce ține de responsabilitatea și cum gestionează situația Ministerul de Intern, v-a informat în ceea ce ține de intrare în țară. Avem o reducere a fluxului. Este un mesaj pozitiv. Aceasta înseamnă că măsurile care au fost luate și se iau, inclusiv cu stoparea rutelor avio din zonele afectate, cu alte măsuri, dau efect. Acum, foarte important, cum se gestionează situația pe intern. Legea care a fost aprobată astăzi, cu responsabilizarea, cu amendarea, trebuie să fie aplicată destul de strict de către Ministerul de Intern. Acolo unde vedem persoane care încalcă, trebuie să fie sancționate, amendate, pentru ca să fie un mesaj foarte clar către societate. De aceea, dacă va fi necesar din partea Ministerului Interne acțiuni suplimentare, eu vă rog cooperare din partea cetățenilor, vă rog să înțelegeți că este vorba de sănătatea dumneavoastră și atunci când vine polițistul și spune că, uite, dumneavoastră ați fost în contact cu persoană X care a fost testată pozitiv, vă rugăm să cooperați, pentru că aceasta ține inclusiv de către sănătatea dumneavoastră. Vreau să adaug doar un lucru. Noi avem o cooperare destul de bună cu partenerii externi. Avem cu Organizația Mondială a Sănătății o cooperare bună care ne oferă tot ceea ce e necesar. În afară de aceasta, am stabilit contactul bun și este o deschidere din partea Chinei, care este gata să ne ajute și cu utilaje și cu tot ce avem necesar. Am primit asigurări și a fost în contact doamna ministru cu colegii noștri din Rusia, partenerii care au ieșit la noi și ne-au întrebat de ce aveți nevoie, pentru că suntem într-o situație mai dificilă decât Rusia, pentru că suntem la frontieră cu Uniunea Europeană și au spus că dacă aveți nevoie de ceva și le-am dat și lor lista de ce avem nevoie, sperând că următoarele zile, următoarele ore vom avea răspuns pozitiv și de la ei, pentru a ne ajuta cu ceea ce ar fi necesar suplimentar. La fel și cu Banca Mondială. Aceste patru parteneri externi cu care avem o cooperare acum destul de intensă pe aceste subiecte. Acum poftim întrebările care sunt, colegii sunt gata să răspundă. Să înțelegem precizat, de cele 30 de persoane care erau astăzi suspecte, două au fost confirmate, restul nu se cunosc rezultatele încă? Deci, haideți așa, noi am zis că noi nu ne grăbim cu... Avem două cazuri suspecte, la momentul actual, doi adulți la Toma Ciorba. Și avem 6 care sunt în spitalul pentru copii, respectiv dintre care un adult. Aceste persoane, lor le-au fost prelevate probele și deja mâine, pe parcursul zilei, noi venim cu rezultate. Dar tot dimineața am anunțat că avem total 30 de persoane suspecte și eu chiar vreau să vă zic și ieri, erau 30 și astăzi, altele 30. Și în cazul ăsta avem 28 de teste negative, dar 2 sunt teste pozitive care atestă că persoanele sunt infectate cu COVID-19. Din aceste 2 persoane, una este din acele care erau în proces, țineți minte că eu foarte prudent am menționat despre 2 cazuri care erau la reconfirmare. Deci în caz de ieri a fost dat încă o dată probele și a mai fost testat încă o dată și din aceste 2 persoane este o persoană de ieri.
inclusiv. Și cele două persoane care au fost confirmate astăzi, ele au venit infectate din Italia sau s-au infectat? S-a spus, este vorba de Italia. Italia. Vreau să scrie că și o doamnă de la Glodeni a refuzat spitalizarea și testarea. Ce puteți să ne spuneți despre acest caz? Vreau să menționez că am avut două incidente. Am avut incidentul de aseară, o mamă cu copil care am zis că a părăsit instituția medico-sanitară publică și astăzi a fost adusă, și avem o persoană care a refuzat categoric spitalizarea la Toma Ciorba, dar s-a adresat la instituția medicală din Glodeni. Persoana respectivă, la fel au fost prelevate probele, dar eu vreau să reiterez încă o dată. Pentru cazurile vizate, când persoanele expun riscurilor alte persoane, asta deja este o expunere vădită, vreau să menționez că este vorba inclusiv de răspundere penală. Ce riscă aceste persoane? Atenție, în dependență, conform legii care a fost, legii care a fost aprobată astăzi în Parlament, care urmează să fie promulgată în regim de urgență și să intre în vigoare săptămâna viitoare, este vorba și de amendă, este vorba și de atragere la răspundere penală. De ce ambele, doamne? Atât cea de la Glodeni, cât și cea ca de să la... nu interpretați acuși, vis-a-vis de faptul că vor fi atrase la răspundere penală, există competența organelor de drept. Și în dependență de elementele constitutive ale faptei sale, fie că va fi calificată drept contravenție, fie că vor fi calificate drept deci răspundere penală. În dependență de elementele constitutive ale faptei. Aceste două persoane nu vor fi atrase la răspundere pentru că actuala lege nu a intrat în vigoare, însă începând și nu are, da, însă atunci când legea va intra în vigoare, e clar lucru că aceste norme se vor răspândi, reflecta asupra persoanelor care încalcă în continuare. Din moment sau și până la lege? Din moment. Deci răspunderea penală este prevăzută actualmente de către Codul Penal. Iar ceea ce ține de încălcarea pe care a făcut-o mama poate fi calificată drept neglijare în cu raport cu copilul său. Reprezentanții Ministerului Sănătății s-au întâlnit ieri cu preoții. Ce au discutat mai exact, dacă puteți să ne spuneți? Deci reprezentanții Ministerului Educației, Culturii și Cercetării s-au întâlnit cu preoții. Inclusiv și noi pe platforma noastră mai preconizăm, deci, continuarea dialogului și sperăm să ajungem la un numitor comun. Deci, la moment, nu pot să vă spun, există deschidere în contextul aplicării măsurilor de precauții în cadrul cultelor religioase, deci, indiferent că este vorba de biserici sau alte locuri de întruniri. S-a menționat despre faptul că sunt gata să vină cu mesaje. Noi, ca și moment cheie care este să reducem numărul de persoane care vin la aceste slujbe și poate mergem și pe ideea unor măsuri mult mai așa, determinante, dar vreau să vă zic, vrem să mergem doar printr-un consens cu biserica. Dar ce se propune mai exact? Nu știu. Haideți că noi atunci când o să avem, când o să avem un rezultat al dialogului purtat, noi o să venim cu detaliile respective. Sunt două abordări. Prima abordare, măsurile care le întreprind preoții și cu ei s-au discutat în ceea ce ține de securizarea pe cât este de posibil a spațiilor unde au loc slujbele, pentru că este vorba nu doar de metropolie, ministrul trebuie să întâlnească și cu alte confesiuni, pentru că există acest risc atunci când sunt mai mult de 40-50 de oameni împreună și acest lucru deja s-a întâmplat pentru că este decizia sinodului în ceea ce ține de unele acțiuni. Asta este acțiunea de a preîntâmpina și a doua, care este mult mai strictă în ceea ce ține de recomandarea către slujitorii bisericești să stopeze slujbile pentru această perioadă. Sunt două abordări. Acum s-a lucrat la prima. Și, evident, va fi un dialog și pentru a doua abordare. Dar nu poate statul să intervină, să închidă, fără avea un dialog cu reprezentanții metropoliei și altor confesiuni. Și acest dialog există. Vă mulțumim și o zi bună. Doamna dumneavoastră, avem o concret...